Mulțumim Domnului și pentru după masa aceasta, slăvit să fie numele Său. Continuăm să cercetăm Scripturile, studiind un alt lucru de preț, viața umană. Un lucru de preț pe care l-am gustat cu toți, de care avem parte fiecare. Depinde însă măsura în care viața ne este dată și sub acest aspect ceea ce discutăm merită atenția cuvenită. În primul rând pentru a fi recunoscător lui Dumnezeu care ne-a creat și apoi pentru a vedea dacă într-adevăr avem parte de tot ceea ce Dumnezeu a rânduit pentru noi sau nu cumva din vina noastră, sub influența, sub înșelarea diavolului, mai pierdem din ceea ce, de fapt, Dumnezeu rânduise pentru noi. Omul a început de la o suflare de viață. Și astfel spune Scriptura în Cartea Genesa 2:7, omul a devenit un suflet viu. Dar, prin păcat, viața a fost afectată și limitată de mai multe ori în istoria umanității. Viața, așa cum a fost ea la început în Adam, nu este întru totul viața care o avem noi. Au intervenit modificări. Să ne amintim de cele de la început, când încă din geneza vieții, omul apare înconjurat de dureri, vine în viață plângând. Tot atunci, la prima judecată a omului în urma păcatului, Dumnezeu a vorbit despre moarte, despre limitarea vieții. Limitare care, așa cum știți, a fost întâi la sute de ani, apoi a coborât la 102 de ani și apoi s-a stabilizat ca medie la 70-80 de ani, cum notează Moise. Și această limitare e deja de mai bine de 3000 de ani în funcție. Scriptura mai ne vorbește despre posibilitatea de răscumpărare a vieții. Situații în care oamenii urmau să fie condamnați la moarte și li se oferea șansa să-și răscumpere viața. De exemplu, în cartea Exod, capitolul 21, e scris despre situațiile în care animalele aflate în proprietatea unui om puteau să cauzeze moartea. Și spune Scriptura aici, în versetul 30, dacă îi se va pune stăpânului un preț pentru răscumpărarea vieții lui, va plăti tot ce îi se va cere. Vă dați seama că orice om ar plăti preț întreg, dacă e vorba de viață. Și lucrul acesta îl știe dușmanul vieții noastre. Știți ce cuvinte a scăpat diavolul în discuția cu Dumnezeu și sunt notate în Scriptură în cazul lui Iov, Iov 2:4. Diavolul a zis, omul dă tot ce are pentru viața lui. De altfel și numai în cazul unei boli, nu-și cheltuie omul toată averea? Ba da, pentru că viața are un preț mare. Însă acele răscumpărări nu făceau decât să mai dea o șansă limitată omului, pentru că iar survenea moartea, chiar și învierile pe care Domnul le-a realizat sau alți oameni profeți din Vechiul Testament, tot n-au adus șansa unei vieți eterne, pentru că asta se poate realiza numai când ne vom întâlni în Raiul lui Dumnezeu cu pomul vieții, când vom gusta din el. Însă acest acces este interzis deocamdată în plan definitiv, pentru că și credincioșii încă gustă moartea și viața umană, viața terestră are limite. Dar trăim cu nădejdea pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o în Scripturi, așa cum spunea Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5, un text pe care frecvent îl citim la înmormântări, pentru că atunci când viața se limitează, suntem tentați să observăm ceea ce este dincolo. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul
4, chiar în cortul acesta de geme mă apăsați, nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta. Și este interesant finalul versetului. Pentru ca ce este muritor în noi să fie înghițit de viață. Adică în noi nu-i viață 100%, e ceva muritor în noi. Și cum spuneam, viața pe care noi o avem nu este identică cu viața pe care a avut-o Adam înainte de a pronunța Dumnezeu sentința suferinței și a morții. Totuși, viața aceasta este un lucru de preț, este un dar. Și vreau să observăm ce valori dau preț vieții umane terestre. În primul rând, viața propriu-zisă, existența fizică, a sufla, suflarea de viață. Asta înseamnă că am avut un tată, o mamă, că am avut până în ziua aceasta hrană și îmbrăcăminte și avem existență. Domnul spunea, vorbind celor ce se îngrijorau cu privire la viață, citim din Matei capitolul 6, începând cu versetul 25, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrană și trupul mai mult decât îmbrăcăminte? Deci viața este o valoare mai mare decât bunurile prin care ea se întreține sau pe care omul poate să le posede în această viață. Domnul aici, de exemplu, cu păsările, cu vegetația, și apoi spunea Domnul, versul 30, așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? În textul acesta, Domnul vrea să scoată în evidență faptul că dacă Dumnezeu ne-a dat ceva de preț, viața, va avea de grijă să ne dea și lucrurile necesare întreținerii vieții. Deci, ce dă în primul rând valoare vieții? Faptul că Dumnezeu ne-a dat-o și ne-o întreține, pentru că toate ființele create de El depind totalmente numai de El. Când Dumnezeu a decis să nimicească lumea prin potop, scrie în Genesa 6, citesc versetul 17, a arătat și a dovedit că viața este darul Lui și doar atunci când El decide, oamenii rămân în viață. Iată ce citim aici. Am să fac să vină un potop de ape pe pământ, ca să nimicească orice făptură de sub cer care are suflare de viață. Tot ce este pe pământ va pieri. Câte modalități are Dumnezeu dacă vrea să oprească viața pe Terra? Să modifice poziția pământului pe orbită, să aducă doar niște vânduri cu niște gaze toxice, să nu ne mai dea ploaie, sau să dea prea mult, să dea prea mult soare, sau să înghețăm. Are N posibilități să oprească firul vieții. Dar îi mulțumim că până în ziua de astăzi s-a îndurat și de noi. Așa spunea și Moise în cartea Deuteronom, capitolul 32, vorbind din partea Domnului, cuvinte care trebuie să aibă autoritate și să fim recunoscători Domnului că existăm. 32:39, să știți că Eu sunt Dumnezeu și că nu este alt Dumnezeu afară de Mine. Eu dau viață și Eu mor. Eu rănesc și Eu tămăduiesc și nimeni nu poate scoate pe cineva din mâna Mea. Vreau să vă amintesc un caz din Vechiul Testament ca să înțelegem că viața noastră ne este scumpă, e un lucru de preț și să o privim cu demnitate și să cerem îndurare de la Dumnezeu pentru fiecare zi. În cartea a doua împăraților, capitolul 1, apare profetul Elie cu verticalitatea cunoscută în fața trimișilor regelui Ahazia. Primul ofițer cu cei 50
poruncește cu autoritate, mor toți. Al doilea procedează la fel. Al treilea se comportă totalmente altfel. Și scrie aici în versetul 13, și-a plecat genunchii înaintea lui Ilie și i-a zis rugându-l, omule al lui Dumnezeu, te rog, viața mea și viața acestor 50 de oameni slujitori ai tăi să fie scumpă înaintea ta. Pentru că dacă e scumpă viața înaintea lui Dumnezeu și a celor care au drept prin decizie divină să dispună de ea, viața rămâne, altfel se pierde. Să ne amintim de cazul lui Iov, în care diavolul ar fi vrut să ia viața și Dumnezeu a făcut precizarea foarte clară. Cruță-i viața, Iov 2:6. Și Iov recunoaște, observă asta când scrie apoi în capitolul 10, cuvinte care am putea să le rostim și noi, chiar fără să vină o încercare de genul acesta peste noi. Iov 10, citim de la versetul 9. Adu-ți aminte că tu m-ai lucrat calutul și vrei din nou să mă prefaci în țărână? Versetul 11, m-ai îmbrăcat cu piele și carne, m-ai țesut cu oase și vine, mi-ai dat bunăvoința ta și viața. Și ceea ce v-am spus că face ca viața să aibă valoare în primul rând, m-ai păstrat cu suflarea ta prin îngrijirea și paza ta. Repet, m-ai păstrat cu suflarea ta prin îngrijirea și paza ta. Suntem fiecare dintre noi sub aceeași îngrijire și pază divină? Da, spunea Domnul, nici păsările nu sunt scăpate din evidență. Cât despre voi, spunea Domnul și scrie în Matei 10:30-31, până și perii din cap vă sunt numărați. Iată de ce Dumnezeu nu a permis nici în Vechiul Legământ și se face precizarea și în Noul Testament ca oamenii să consume sânge. Pentru că scrie, începând cu Genesa 9, când li s-a dat voie oamenilor să mănânce carne, de atunci li s-a spus, fără să consume sângele, pentru că el conține viața și viața are preț. Și asta nu se poate cumpăra cum cumperi în rest un kilogram de carne. Nu se poate vinde un kilogram de sânge. Sângele are valoare. Să nu îl ducă pe cineva gândul la o aluzie greșită, ca și cum că nu am fi de acord cu transfuzia de sânge. Nu despre asta e problema. Pentru că și sub acest aspect se vede câtă valoare are viața. E vorba de a vărsa tot sângele unei ființe. Dumnezeu n-a permis să se consume nici sângele animalelor, iar cât despre om, spune Scriptura aici în Genesa capitolul 9, citesc de la versetul 4, numai carne cu viața ei, adică sângele, să nu mâncați. Versetul 6, dacă varsă cineva sângele omului și sângele lui să fie vărsat de om, căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul lui și viața are valoare. O mențiune mai explicită apare în lege, în Levitic 17. Ni s-a dat un anumit număr de zile, cum scrie în Psalmul 139, cum notează Scriptura despre Sara, îmi place textul acela, spune Scriptura în Genesa 23:1, anii vieții Sarei au fost. Și mai târziu, când notează despre soțul ei, Genesa 25, versetul 7, iată zilele anilor vieții lui Avram. Cu atât l-a binecuvântat Dumnezeu. Pentru că așa cum a predicat Pavel la Atena, și după cum spune Scriptura în Fapte 17, Dumnezeu a pus oamenilor hotare. Trăim în condițiile unui mediu biologic, climateric, social, care ne determină viața. Dumnezeu a făcut notațiile necesare, am putea spune, pe marginea foii, a tras o linie, a semnat procesul verbal și ne-a dat viața în anumite condiții. Viața are preț, pentru că e de la Domnul și El ne-o întreține. Amin. O a doua valoare care dă preț vieții. Starea sufletească. Noi nu suntem numai materie, cum încercau comuniștii să limiteze
umanitate. Starea sufletească asigură împlinirea interioară a vieții. Și astfel viața are farmec. De aceea, în condiții de criză, de supărare maximă, oamenii nu mai vor să trăiască. Nu că fizic vorbind, inima n-ar mai pulsa sânge în ei ca să aibă îndeplinită prima condiție de care vorbeam. Nu mai sunt fericiți. Spunea Rebecca vorbind cu soțul ei, Isaac, când Esau s-a căsătorit rău și a ieșit din dimensiunile harului și făgăduinților divine, a zis, m-am dezgustat de viață, adică starea sufletească dă gust. Noi putem să avem gust sau dezgust. Dar poate că exemplul cel mai puternic este al lui Solomon. Ca existență nu se punea problema. Avea mai mult decât își dorea. În timpul lui n-a avut nimeni ce a avut el, dar după ce n-a mai rămas într-o stare spirituală bună, starea sufletească i-a fost afectată și începând cu Eclesiastul capitolul 2 până în capitolul 9 se lamentează el dezgustat de viață. Citim doar câteva versete. 2:17, atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare, totul e deșertăciune și goană după vânt. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las omului care vine după mine ca să se bucure de ea. Și face el precizarea apoi de la versetul 25. Cine în adevăr poate să mănânce să se bucure fără Dumnezeu? Adică viața poate fi gustată numai atunci când starea spirituală este bună. Altfel, poți să ai. Și spunea și Domnul unuia care a vrut mai mult, viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Exemplul lui Solomon, repet, e cel mai puternic. Deși el n-a trăit prea mult. Dar iată ce scrie în capitolul 6. El a știut că în acele condiții nu ani în plus ar da valoare vieții. Capitolul 6, citim de la versetul 3. Chiar dacă un om ar avea 100 de copii, se pare că Solomon n-a avut mulți. Și-ar trăi mulți ani și-a dorit și asta. Oricât de mult i s-ar mări numărul zilor anilor lui, dar dacă nu îi se satură sufletul, atenție, sufletul, de bunătățile agonisite de el și dacă nici de înmormântare n-are parte, eu zic că o stârpitură este mai fericită decât el, căci aceasta din urmă pierde odată cu venirea ei și se duce în întuneric și numele ei rămâne acoperit cu întuneric. N-a văzut nici n-a cunoscut soarele și de aceea este mai bine de ea decât de omul acela. Și de-ar trăi chiar de 2000 de ani. Un astfel de om, fără să se bucure de fericire, și se referă la dimensiunea sufletească a vieții, nu merg toate la un loc. Și așa-și încheie el durerea povestită în această carte și în final trage concluzia, adu-ți aminte de Dumnezeu, păzește poruncile dacă vrei să te bucuri de viață și viața să aibă valoare. Dacă privim în lume, oamenii de afară nu știu să guste viața, deși ei tocmai asta cred că fac. Și vom vedea în partea a doua lecției noastre că sunt non-valori care fură viața. Nu, însă Dumnezeu ne-a descoperit secretul vieții. Și Solomon l-a știut, dar n-a rămas statornic. Aici e durerea, să știi și să faci greșeli. Să ai mâncare bună și consumi o travă. Să te poți trata și să nu-ți respecti regimul. Ce diferență între el și tatăl său David? David spunea Domnului păstorul meu, nu vedu ce lipsă de nimic. Și n-a avut ce a avut fiul său. A avut o viață mai grea, încă din tinerețe. Dar el spunea un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte, aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului. Psalmul 27:4. Și asta dă o altă împlinire vieții. Se schimbă totalmente datele problemei.
Citiți numai psalmii ăștia doi, știți de altfel, 23 și 27, și arată ce diferență enormă. Și nu era fericit numai pentru că era rege. În psalmul 84, fiii Core spuneau la rândul lor, în versetul 11, căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut, Domnul dă îndurare și slavă și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Și Domnul spunea, Ioan 10 cu 10, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Dar asta nu se referă să ai avere din belșug, ci să ai viață din belșug. Asta înseamnă să ai fizic cele necesare, dar să nu-ți lipsească dimensiunea spirituală, să te poți bucura. David, ca unul care a gustat viața, a știut secretul, de aceea scria el în Psalmul 34. Și puteți citi introducerea, că asta e corp comun cu textul ce scrie aici, cu italice. Un psalm alcătuit de David când a făcut pe nebun în fața lui Abimelec și a plecat izgonit de el. Cum? Să fii izgonit și încă să mai poți să spui că te bucuri de viață? Asta spune el. Versetul 2. Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți, se bucure. Cum, nenorociți? Da. Viața are preț când te poți bucura. Și dă el aici un sfat, versetul 12, cine este omul care dorește viața și vrea să aibă parte zile fericite? Ferește-ți limba de rău. Dacă vrei viață, trebuie să folosești limba și să intre mâncare în stomac, dar vezi cum o folosești și pe ieșit, nu din cele fizice, ci din cele sufletești. Din prisosul inimii vorbește gura. De-aia zice și Solomon că viața și moartea stau în puterea limbii. Depărtează-te de rău și fă binele, caută pacea și aleargă după ea. Și Apostolul Petru reia textul acesta tot în condiții aparent nefavorabile când vorbește în prima sa epistolă pentru cei ce au stăpâni răi și pentru nevestele care au bărbați nepocăiți. 1 Petru 2 și 1 Petru 3. Și dă sfatul lui David, care a avut probleme. Dar dacă starea sufletească este bună, viața are valoare. E ca în vorba aceea, că unul se plânge că n-are pantofi la modă și altul stă într-un cărucior și cântă. Și n-are picioare. S-ar bucura și el să aibă picioare. Dar a găsit resursele sufletești necesare să-l laude pe Domnul pentru cât este. Așadar, să mulțumim Domnului că avem viață fizică, dar să-i mulțumim că avem viață spirituală. O treia valoare care dă preț vieții umane, sănătatea. Este și asta importantă, n-am trecut-o pe primul loc. Dar ne rugăm Domnului pentru ea, așa-i? Și când ne îmbolnăvim, știm că viața nu mai este în întreaga ei dimensiune. Sănătatea este un dar asociat vieții, care permite funcționarea normală a organelor trupului. Și asta este important. Citim din cartea Iov, din capitolul 33, despre posibila îmbolnăvire și apoi însănătoșirea unui om. De la versetul 19, și prin durere este mustrat omul în culcușul lui, când o luptă necurmată îi frământă oasele. Atunci este greață de pâine, chiar și de bucatele cele mai alese. Carnea se prăpădește și piere, oasele care nu îi se vedeau rămân goale, sufletul îi se apropie de groapă și viața de vestitorii morți. Dar dacă se găsește un înger mijlocitor pentru el, interesant text, unul din miile acelea care vestesc omului calea pe care trebuie să o urmeze, Dumnezeu se îndură de el și zice îngerului, izbăvește-l, ca să nu se pogoare în groapă. Am găsit un preț de răscumpărare pentru el. Și atunci carnea lui se face mai fragedă ca în copilărie, se întoarce la zilele tinereții lui. Se roagă lui Dumnezeu și Dumnezeu este binevoitor, îl lasă să-i vadă fața cu bucurie și îi dă înapoi nevinovăția. Atunci el cântă înaintea oamenilor și zice, am păcătuit, am călcat dreptatea și n-am fost pedepsit după faptele mele. Dumnezeu mi-a izbăvit sufletul ca să nu intre în groapă și viața mea
vede lumina. Mulțumim Domnului pentru toate vindecările ce le face, pentru însănătoșirile de care ne face parte. Uneori mi se pare că scobărâm pe trepte și bătrânim prematur. Ni se defectează câte ceva din instalațiile noastre. Și Dumnezeu mai face reparații și le dă funcțiune încă. Ne dă sănătate. Tinerii poate mai greu înțeleg aceasta. Câtă valoare are sănătatea. Dar pe măsură ce anii trec, oamenii știu să mulțumească lui Dumnezeu pentru ceea ce au, pentru ceea ce le-a rămas. Dacă vă amintiți, pe vremea comunistă stăteam la cozi să cumpărăm de la magazin, că n-aveam ce să mâncăm sau cel puțin ce ne-ar fi plăcut. Acum n-au mai rămas cozi numai la farmacii. E sănătatea o problemă și cu tot avansul medicinii nu poate să facă față să fie eradicate bolile și viața face ca să nu aibă atâta preț datorită acestor probleme. Știți, acea exprimare atât de plastică a lui Solomon din Eclesiastul 12, adu-ți aminte făcătorul tău, până nu, până nu. Până nu te lasă tot câte una. Și îți trebuie ochelar și îți trebuie cu vremea și un baston și îți trebuie și îți trebuie. Pentru că, spune acolo spre final, versetul 7, omul merge spre casa lui, cea veșnică și bocitorii, cu tăiere ulițele și se întoarce țărâna în pământ. Se încheie citatul acesta și Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Sunt oameni și cred că este binevenit să luăm modelul acesta care se roagă, Doamne, dă-mi putere să mă port până în ultima zi, păstrează mintea întreagă, este un har. Am avut o bunică ce a făcut multe fapte bune în viață. Ea a fost moașă la tot satul. Și eu și alții am fost născuți acasă. Vorba cuiva, acum cum să nu fie bolnav, că la spital sunt născuți. Și bunica mea se ruga, Doamne, să nu fie nevoie să îngrijească nimeni de mine. Câte zile îmi dai, dă-mi și sănătate. Și chiar astăzi în familie ne-am amintit de felul în care a încetat din viață. Într-o zi de joi, după ce a muncit la câmp, s-a spălat, s-a dus la adunare, s-a pus la ușă, de-a mâna cu frații. Când a trecut mama pe lângă ea, fiica ei a zis, dar te-ai așezat aici cum stau unii slujitori la anumite adunări, să dea mâna cu toți. La care a zis, da, sunt dragi frați și surorile din adunare. Era o adunare nu mare. S-a dus acasă, s-a pus în pat, s-a culcat și s-a dus. N-a lăsat-o Domnul să sufere, i-a păstrat sănătatea. Să se îndure Domnul și de noi. Pentru că face ca și aspectul sănătății să dea preț, să dea valoare vieții. Și în ultimul rând, ce dă preț, valoare vieții, sunt condițiile exterioare, condițiile sociale, economice, starea de pace. De ce nu și clima, îmi spune. Nu-i tot una să locuim într-o zonă grea sau într-una mai ușoară. Care ați vrea să vă mutați la Polul Nord, în Groenlanda? Cineva spunea, de ce nu se mută aceia de acolo? Nu știu exact ce posibilități sau cum s-ar putea întâmpla asta. Dar în primul rând, vorbind despre noi în mod concret, și Biblia ne îndeamnă să nu neglijăm acest aspect, să ne rugăm ca să putem duce o viață pașnică, să fie liniște, cum și facem în zilele, în săptămânile acestea. Să ne amintim de evreii din Egipt care au dus o viață grea. Spune Scriptura în Exod, capitolul 1, versetele 13 și 14. Atunci egiptenii au dus pe copiii lui Israel la o aspră robie.
le-au făcut viața amară. Poate că erau sănătoși. Aveau ce să mănânce, știți că își aminteau ei de meniu din Egipt. Da, dar condițiile exterioare, mediul era foarte greu. Spune în continuare, această viață amară a fost datorită sclaviei, prin lucrările grele de lut și cărămizi și prin tot felul de lucrări de pe câmp și în toate muncile acestea pe care se leau să le facă, erau fără niciun pic de milă. Asta e ceva greu. Să ne amintim de textul din Noul Testament și să nu uităm 1 Timotei capitolul 2. Să ascultăm acest îndemn apostolic, vă îndemn, dar înainte de toate să faceți rugăciuni, cere mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Și aici este prins aspectul evanghelizării, Dumnezeu vrea să fie mântuiți, dar și aspectul vieții. Scrie în versetul 2, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea. Să nu te temi că vei fi arestat în mod abuziv, să nu te temi că vei fi atacat, că nu există ordine și pază, protecție. Sub acest aspect, cred că datoria noastră este, în primul rând, să ne rugăm, evident, și să mulțumim Domnului, dar, la rândul nostru, și noi să ne purtăm frumos cu ceilalți. A fi atent cu viața celor din jur. De exemplu, când ești la volan, când este cineva într-o anume situație, îi dau o mână de ajutor, n-a fi binevoitor, n-a te înțelege bine cu vecinii, cu colegii. Aici vreau să vă citesc din cartea 1 Samuel, capitolul 26, unde Saul face o remarcă dreaptă. Avea momente în care se trezea. E vorba de episodul în care pentru a doua oară David îi cruță viața. 1 Samuel 26, citim de la versetul 23, Domnul va răsplăti fiecare după dreptatea lui, astea sunt cuvintele lui David, și după credincioșia lui, căci Domnul te duse în mâinile mele și eu n-am vrut să pun mâna pe unsul Domnului. Și după cum azi viața ta a avut un mare preț înaintea mea, tot așa și viața mea va avea un mare preț înaintea Domnului și El mă va izbăvi de orice rău. Saul a zis lui David, fii binecuvântat, fiul meu David, tu vei face lucruri mari și vei birui. Adică ceea ce ai spus se va adeveri, viața ta va avea preț. Prețul nostru nu poate fi total diferit de prețul vieții celor de lângă noi. Dai preț vieții celor din familie, celor din societate, îți câștigi și tu preț. Prin felul în care te porți cu ei. Să ne amintim și de sfatul profetic din Ieremia 29, unde sunt prinse din nou cele două aspecte, aspectul rugăciunii și aspectul efectiv al raportării sociale. Versul 5, zidiți case, locuițile, sădiți grădini, mâncați din roadele lor, căsătoriți-vă, urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie și rugați-vă Domnului pentru ea că-și fericirea voastră atârnă de fericirea ei. Sunt și oameni răi, sunt demoni, dar noi putem să contribuim, să ajutăm la îmbunătățirea condițiilor de viață. Așadar, rețineți aceste patru valori care dau preț vieții. Viața propriu-zisă aflată sub îngrijirea permanentă a Domnului, starea spirituală care dă gust vieții, sănătatea și condițiile exterioare care fac să putem sta liniștiți în adunare și să avem cele necesare pentru existența noastră, a familiilor noastre. Vreau să observăm acum, în a doua parte a lecției noastre, trei non-valori care fură viața. Și trist ar fi să ne-o fure și nouă, celor care Dumnezeu ne-a dat-o să o avem din belșug. În primul rând, plăcerile păcatului. Poftele uzează viața. Adesea, prematur, unii mor la tinerețe din lipsă, din frânare, spune cartea de înțelepciune. Când se vrea viața trăită după modelul lumii, păcatul poate cauza moartea în orice moment, atât prin pedeapsa divină, cât și prin pierderea
stărilor care dau valoare vieții. De exemplu, un bețiv care crede că băutura este o plăcere, își înrăutățește viața și o poate scurta și, ce e mai grav, pierde viața eternă. Să nu lăsăm ca plăcerile să ne fure viața. Că Dumnezeu a dat destul gust vieții prin ceea ce ne recomandă El. În Evanghelia după Ioan citim din capitolul 12 despre felul în care trebuie să afirmăm, o spunea Domnul, e modul în care ne privești cei de afară. Ei cred că noi ne-am închis viața și nu ne bucurăm dacă suntem pocăiți. Și unii pocăiți își încearcă limitele plăcerilor, crezând că asta va da gust vieții. Ioan 12:24. Adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Deci grâul care este semănat nu este omorât în sens destructiv, ci este îngropat în sens pozitiv, că asta este ciclul vieții lui. Versetul 25 explică pentru noi, ca oameni, cine își iubește viața o va pierde, adică cine vrea să se distreze, asta înțeleg oamenii. Și cine își urăște viața în lumea aceasta, deci se va sustrage de la plăcerile care lumea aflată sub stăpânirea diavolului oferă, o va păstra pentru viața veșnică. Petru scria în întâia sa epistolă, capitolul 2, în aceeași privință, avertizându-ne, sfățuindu-ne, 1 Petru 2:11, prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Și ne-am amintit de exemplul lui Solomon, aici a greșit. A crezut că își îmbunătățește viața și când colo și-a făcut-o grea și nefericit. De aceea citim din 1 Ioan capitolul 2 versete de mare autoritate. 2:15, nu iubiți lumea nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta, și iar pofta, pofta firii, pofta ochilor și lăudăroșia vieții. Asta fac oameni. Beau și apoi se laudă. Comit imoralități și apoi iar se laudă. Versul 17, și lumea și pofta ei trece. Deci poftele uzează viața, nu aduc fericire. Ba mai mult, pot să aducă chiar blestemul, așa cum scrie foarte detailat în Deuteronom 28, unde Dumnezeu vorbește despre pedepse. Vreau să vă dau aici ca exemplu două feluri de animale care procedează total diferit. Se spune că uneori maimuțele sunt prinse prin introducerea fie în corpul unor, cum ar fi, a unui bostan, de exemplu, legat, sau a unei cutii, unor semințe sau alimente ce le plac. Introduc mâna acolo să le scoată, dar nu pot scoate să țină pumnul strâns, că gaura e făcută ca să le prindă. Și nevrând să scape, ceea ce ar vrea să consume, se lasă prinse. În schimb, despre Hermine este cunoscut faptul că pentru a-și păstra blana albă, se lasă prinsă înconjurată de noroi. Care e diferența? S-ar putea și noi să ne pierdem viața ca și credincioși, dar cu un motiv total diferit. Una e să-ți pierzi viața păstrându-ți sfințenia și alta e să-ți pierzi viața că nu te poți controla. Și mănânci sau bei sau comiți alte păcate. Noi putem să învățăm și din lumea animală. Și Biblia chiar recomandă asta. O a doua non-valoare care fură viața, înșelăciunea valorilor materiale. Ele, de fapt, sunt niște pseudo-valori. Sunt nestatornici. Bogăția consumă viața, neavând puterea păstrării sau răscumpărării ei. Nu s-a consumat și viața bogatului din pildă? Ba da.
Nu spune Scriptura în Psalmul 49 despre bogați, încorporându-i pe toți, ce mentalitate greșită au? Și uitați-vă dumneavoastră, că gândesc cei ce au reușit să îmbogățească în ultimii ani. Dar nu vă puteți uita la sfârșitul felurilor de viețuire ca la sfinți. Psalmul 49, versetul 6. Ei se încred în avuții lor, se fălesc cu bogăția lor cea mare, dar nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Răscumpărarea sufletului este așa de scumpă că nu se va face niciodată. Nu poți să plătești nici viața asta în anumite situații cu bani. Doar sunt atâți oameni bogați sau din lumea actorilor sau a muzicii care au bani grei sau a sportului care ajung să se sinucidă. De ce? N-au destul? Au încât nu mai știu cât au. Dar asta nu face decât să le consume viața. Chiar dacă au și prima non-valoare, plăcerile, și cea de-a doua, bunurile materiale. În privința aceasta, unul dintre cele mai bogate texte este 1 Timotei, capitolul 6. Sunt mai multe, dar mă rezum la acesta. 1 Timotei 6. Citim de la versetul 6. Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Observați, câștig, mare, preț. Căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dar dacă avem cu ce să ne hrănim, cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. E ceea ce discutam, că dă valoare vieții să ai ce mânca și cu ce te îmbrăca. Cei ce vor să îmbogățească, și cred că viața atârnă de asta, cad. Adică nu reușesc să meargă pe coamă, cum cred ei. Mă mențin pe culme, știu doar cât să iau și unde să mă opresc. Cad în multe pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăt și pierzare. Căci lăcomia de bani de stătinea tuturor elor și unii care au umblat după au rătăcit de la credință și s-au străpus singuri cu o mulțime de chinuri. Pentru că nu știu ceea ce scrie aici în finalul versetului 8. Când este de ajuns? N-ar fi problema dacă cineva e bogat, dar să știe cât e de ajuns pentru el, cât e de ajuns să muncească. Și în rest, dacă știe cum scrie în Eclesiastul să-și ia partea lui, nu-i problemă. Dar prea puțin bogați pot să atingă această stare spirituală, să rămână într-un echilibru. Și în final recunosc că greșesc, dar s-ar putea să fie prea târziu. Să rugăm pe Dumnezeu cum se ruga înțeleptul să nu ne împovoreze cu ceea ce nu putem duce. În anul 1927, Charles Lindbergh a vrut să traverseze Oceanul Atlantic din Europa spre Statele Unite cu un monoplan. Era o încercare după 6 eșecuri, după 6 victime. Ceilalți care încercase înainte, el muriseră. Și atât de bine o calculat cât să ia cu el acolo, încât cineva, știți că atunci nu erau avioane care se ducă o poștă rapidă, nu era internet, i-o dat să ducă în America niște mărci poștale. Ce greutate asta! La gramaj și-o calculat totul și-o primit bani mulți pentru asta. Și-o zis, nu mai pot să le iau, în risc viață. Și noi trebuie să zburăm la urmă ori. Și dacă luăm grame în plus, s-ar putea să ne tragă undeva, se cufundă, așa spune textul. Și a treia non-valoare sunt îngrijorările. Iată că ne putem prinde și noi picioarele sau mâinile în aceste lațuri. Stresul care îmbolnăvește viața, făcând nefericit pe omul care, dacă s-ar gândi că Dumnezeu e stăpân și Dumnezeu ne-a dat-o, dacă s-ar încrede în Domnul, ar putea fi liniștit și fericit. Dar când omul își pierde liniștea, viața se scurge din mâini. Omul nu mai are zi bună și noapte cu odihnă. Să ne amintim de episodul acela din 2 Împărați 7, când sirienii au venit și au înconjurat Samaria. Cei dinăuntru erau terminați. Erau foamete cruntă. Cei de afară aveau de toate. Nu numai acasă în Siria. Aveau un tabăr al lor. Dar când le-a vâjit ceva
pe la urechi sau prin cap, nu știu. Au luat-o la fugă. Și-au lăsat totul. Au lăsat inclusiv animalele cu care ar fi putut să fugă mult mai repede. Pentru că a intrat panica în ei. Așa a rânduit Dumnezeu, că vroia să le lase bunul la ceilalți, să-și împlinească cuvântul. Pe a doua zi dimineața, toate urmau să se ieftinească. Vedeți? Când omul se stresează, nu mai are liniște în casa lui, le lasă pe toate. Pleacă, fuge, nu mai poate. Își pierde gustul la viață. De aceea spunea Domnul celui ce a vrut să împartă averea între el și fratele lui, auzi, a fost un om care îi rodise țarina și a crezut că poate să se sature. Tu te stresezi, s-ar putea nici să n-ajungi bogat, dar toată viața să te frămânzi că cineva nu ți-a dat, că n-ai avut și să n-ai nicio bucurie din asta. De aceea spunea Domnul, după acel episod, scrie în Luca 12, în textul cu îngrijorările, și vă rog, rețineți, astea sunt cuvinte care le-a spus ucenicilor, nu celor de afară. Adică și pe noi ne poate prinde ispita să ne îngrijorăm ce a fi cu noi, copiii noștri, cu sănătatea, cu viitorul, cu multe altele. De aceea vă spun, sunt cuvintele Domnului, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră. Doamne, dă-ne puterea asta să nu ne mai îngrijorăm. Spune tot aici, versetul 29, să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea, să nu înseamnă să nu te îngrijești. Partea a doua versetului are cheia. Și să nu vă frământați mintea. Frământatul ăsta a minții e nesănătos. Și asta face rău. Ce a fi? Luăm examene, nu le luăm. Voi reuși, nu voi reuși. Să le lăsăm în grija lui Dumnezeu care îngrijește de noi, slăvit să fie în veci. Așadar, să ne ferim de plăcerile păcatului, de înșelăciunea bogățiilor și de îngrijorări. Toate trei, ca să fie ușor de ținut minte, sunt acelea care opresc sămânța din spin să ajungă la coacere. Și nu ne dezvoltăm, adică viața nu ajunge la dimensiunea ei. Rămânem pipirniciți, o viață fără valoare. Încheiem afirmând ca o concluzie că viața oamenilor creați după chipul lui Dumnezeu e un dar divin, dar care are valoare numai în relația creator-creatură. Când viața o trăiește în părtășie cu Dumnezeu, are valoare. Când e fără Dumnezeu, e doar țărână în descompunere, nimic în plus. De aceea e nevoie ca Dumnezeu să ne dea bunăvoința Lui, nu numai viața. Vi-ai cunoscut textul acesta ce frumos sună, Psalmul 63, versetele 3 și 4, fiindcă bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața. Dacă aș avea numai viață și n-ar fi bunătatea ta, de aceea buzele mele cântă laudele tale, te voi lăuda din dar toată viața mea și în numele tău îmi voi ridica mâinile. Să ne amintim Psalmul 39, viața în conștiența omniprezenței divine, a totputerniciei divine. Viața trăită cu gândul că Dumnezeu este aproape de noi, slăvit să fie în veci. Se spune că un om bolnav, atunci când era vizitat, nu lăsa pe nimeni să se așeze pe un anume scaun din camera lui. Nu sta acolo. De ce? Așa îmi imaginez eu că Domnul este aici și îmi face vizită. Îmi duc mai ușor viața. Dar să știți că viața noastră nu se desfășoară în mai multe camere. Toți avem o singură cameră, dragii mei. Și dacă în camera noastră undeva, pe un scaun, pe un tron, cum vreți, alături de noi, mergând pe drum, lăsăm acest loc pentru Domnul, viața are valoare, este asigurată. E, cum spunea Abigail către David, în mănunchiul celor vii la Domnul, slăvit să fie în veci. Și în ultimul rând să nu uităm că viața are o valoare limitată. Noi suntem într-o metamorfoză continuă. Și în final viața poate să fie ori câștigată, ori pierdut. Scopul vieții terestre nu este unul în sine, ci redobândirea adevăratei vieți. Dacă ne-am pus nădejdea în Hristos numai pentru viața aceasta, suntem vai și amar.
Da, viața asta are preț, Dumnezeu ne-a dat-o, dar prețul cel mare constă tocmai în dobândirea vieții veșnice. În capitolul în care Pavel vorbește despre înviere, 1 Corinteni, capitolul 15, merge cu viziunea până mult mai departe de momentul învierii. Spune, aici citesc de la versetul 24, în urmă, el va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire, orice putere. Și 26, vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Atunci viața va avea prețul etern, total. Da, viața, v-am spus, înseamnă viață cu Dumnezeu. Că dacă ar fi numai moartea nimicită și am fi condamnat să trăim veșnic certându-ne sau bolnavi, n-ar fi o fericire. Dar scrie aici, atunci, versetul 28, Dumnezeu va fi totul în toți, că de fapt asta e viața veșnică, să ne umplă Dumnezeu cu o viață ca a sa. Domnul să fie slăvit pentru viața ce ne-a dat-o, viața de care rugăm să se îngrijească până când vom ajunge la adevărata viață. Amin.